HR agenției. Am îmbrățișat minunile marketingului online de peste 10 ani și se află într-o continuă căutare și optimizare a celei mai bune formule de marketing, care să îmbine cu curiozitățile despre comportamentul oamenilor și al predictibilității. Tu ai spus prezentarea? Da, prezentarea special pentru mine, nu? Bună seara! Tu... Nu, la Constanța? Nu? Bine, ok. Bună seara! Vă mulțumesc pentru că ați rămas până la final să vedeți și prezentarea mea. Prezentarea mea va fi un pic într-o notă diferită față de cea a colegilor mei. Adică nu voi vorbi nici despre bancă, nici despre finanțe, nici despre asigurări, nici despre SEO. Voi vorbi despre pay-per-click marketing. Și mai mult decât atât, din perspectiva felului în care puteți voi salva banii pe care îi investiți în campania de promovare în Google și Facebook, și sunt sigur câțiva dintre voi, cel puțin, fac astfel de investiții. Vreau să spuneți câți dintre voi investiți pentru voi sau pentru clienții voștri mai mult de 5.000 de euro pe lună în Google sau Facebook. Ok? Ok. Ei, văzut, da? Da. Pentru ei ar fi cazarea să văd dacă ridic pe mână, știi? Nu i-am, da. Bun. Am zis suma asta ca să nu zic sume mai mari, că după aia era panică. Cât dintre voi ați văzut prezentarea mea de la GPEC? De la workshop-ul de la GPEC din 2015, acum. Ok, ok. Pentru că cei care l-aș fi văzut, le-aș fi spus că am construit câteva lucruri foarte... Am adăugat câteva lucruri la anumite aspecte pe care le-am discutat acolo, care au fost interesante de dezbătut și pe care o să le dezbat astăzi. Primul lucru la care vreau să, pe care vreau să vi-l amintiți este reclama aceea cu... e o reclamă la... Fie, dacă nu mă gândesc, că T-Mobile, nu T-Mobile, ADSL, ceva cu cable, direct cable, cu... Nu știți reclama cu rusul care el e... Nu? Bun. Ok, deci nu știți reclama. Nu e nicio problemă. În reclama aia se povestește despre glamour, despre opulență. Da? Digi! Digi! Cum era? I am opulent, nu? A, o știi. Ok. O să vă arăt filmul la final. Ideea e că primul gând cu care vreau să plecăm este să nu fiți ieftini, să nu fiți cheap. În momentul în care discutăm despre bani, practic, e greu să începem cu acest mental, dar da, în momentul în care discutăm despre investiții, primul lucru pe care vă sfătuiesc pe voi să-l faceți este să nu fiți cheap, să nu fiți scârciți. Da? O să rămânem cu gândul ăsta în minte și o să vedem de ce. Online marketing, specialist, trainer, web digital, aproape 10 ani în digital marketing, un pic mai bine de 10 ani. Și am scris că sunt explorator, avem un post cu blogul, am niște articole interesante pe blog pe care vă sfătuiesc să le citiți dacă vreți să înțelegeți mai mult despre digital marketing. Sunt de actualitate, sunt scrise de ceva timp, dar ele în continuare... aveți ce concluzii trage de acolo. Deci vă recomand imunteacu.com. O să trecem prin câteva elemente, o să vorbim despre a nu fi zgârciți, a fi creativi, cum planificăm, a fi drăguți cu oamenii din jur și cu echipa pe care cu care lucrăm, să nu facem risipă și, într-un final, să acceptăm ajutorul și o să vă povestesc cum. Este important să... Mama mea, la un moment dat, a cumpărat un... Bine, i-am făcut eu cadou un produs de la Artis, o cremă de față, un fond de ten. Câți dintre voi e folosit fond de ten? Nu, să știi că e un mod acum mai nou, bărbații folosesc fond de ten și am înțeles că chiar cosmeticienii recomandă ca bărbații să folosească fond de ten ca să își protejeze tenul la vârste mai înaintate. În contextul ăsta, am făcut-o cadou mamei mele, un fond de ten de la Artisti. Cât ați cumpărat? Ați cumpărat produse de la Artisti? De la Emui? La Emui? Ok. Produsele astea sunt foarte delicate, pentru faptul că sunt unele mai bune decât altele, considerate a fi foarte bune pe piață, extrem de multă reclamă, vânzarea e 1-1, MLM, multilevel marketing, un fel de ce spuneai tu, dar la un alt nivel, știi? Mai rău, mai agresiv. Însă, produsele chiar foarte bune au o anumită caracteristică. Spune așa,
Vânzătorul când ți le vinde, colegul tău, prietenul tău, fratele tău, sora ta, cine că e direct sales, acolo spune, pune o bobiță de orez sau o bobiță de ceva, spune, să pui foarte puțin. E, mama mea, fiind obișnuită cu fondul de ten normal, ăla pe care îl cumpăra ea de la Farmec, nu zic că Farmec e o firmă foarte bună și poți cumpăra niște produse excelente. Și mama, fiind obișnuită cu produsele alea, bineînțeles că a făcut un pic de risipă și a terminat fondul ăla de ten mult mai repede. În momentul în care am zis, măi, ce s-a întâmplat? Nu ți-am cumpărat un fond de ten? Băi, mamă, bun a fost, mai vreau. Și mama a făcut risipă, iar ce vreau să rămânem cu gândul în discuția asta, practic, această metaforă completează cam tot ce o să spun eu astăzi. Este un produs extrem de bun, care putea fi folosit pe termen lung, el a fost folosit pe termen scurt, folosit în exces, degeaba. Ok, o să înțelegem metafora asta la final. Deci, practic, despre asta o să vorbesc astăzi, despre felul în care achizițiile și lucrurile pe care le facem cu bugetul nostru ne ajută într-un final să ne salvăm banii în investițiile în campaniile noastre de promovare. În contextul ăsta, e bine să achiziționăm pentru a salva bani, să achiziționăm lucruri care sunt rezistente în termen lung și să nu fim zgârciți în momentul în care facem achiziții. În sensul că acel fond de la TEN de la Artis de 3, poate nu de 5 ori mai scump decât un fond de TEN de la o altă companie. Însă, pentru că pui foarte puțin și pentru că el e foarte consistent, el ține o perioadă mai lungă de timp. Principiul simplu. Nu te zgârci în momentul în care cumperi și gândește la perioada de timp în care amortizezi investiția. Gândește la termen lung, tot timpul gândește pe termen lung. Nu te opri să te gândești ce se întâmplă astăzi, mâine. În contextul ăsta, dacă începi să gândești așa cu investiția pe care o faci, deja ai început să câștigi bani, ai început să nu mai pierzi bani. Fără a mai pierde. Și aici gândim în lucruri pragmatice și vorbim despre implementarea codurilor în site. Bineînțeles, dacă implementezi codurile greșit, pierzi timp. Pierzi timp și pierzi bani. Nu vezi ce se întâmplă cu campaniile tale. Dacă nu îți construiești un feed RSS sănătos pe care poți să-l folosești în campaniile de dynamic remarketing, în campaniile de ad customizer, dacă nu folosești XML, ci folosești un CSV care se abladează de fiecare dată fără a exista o actualizare permanentă, dacă codurile pe care le implementezi în site nu sunt implementate cum trebuie și informația de acolo este eronată, te ajută să iei decizii eronate. Momentul în care pierzi bani. Și ca să nu pierzi bani, nu trebuie să fii zgârcit în momentul în care programatorul spune că te costă 4 man days să-ți implementezi un cod de tracking sau un cod de tag manager. Pentru că chiar dacă costul acelor 4 man days este mare la momentul în care o faci, toată investiția care va urma legată de banii pe care, legată de ce vei face după site și informațiile pe care le vei culege, vor fi informații eronate sau corecte în funcție de felul în care ți-ai implementat acel programator. Și atunci, și practic sfatul către voi sau direcția către voi în contextul ăsta este nu vă zgârciți la a nu plăti un programator care are experiență. Chiar dacă task-ul poate părea simplu. E adăugarea unui simplu cod. Ok? Să zicem că adesea, nu știu câți dintre voi ați văzut reclama asta, eu am fost complet impresionat când am văzut într-o reclamă în Facebook, o reclamă de la un site necunoscut vouă, probabil. Câți dintre voi nu știți site-ul ăsta? Am înțeles. Deci nu mă așteptam să ridicați mâna. Trebuie neapărat, la fel cum investiți bani în programare, să fiți atenți la creativele pe care le construiți. Pentru că, într-adevăr, avem posibilitatea acum de a atinge audiența exact în momentul în care face o căutare, exact în momentul în care se întâmplă ceva cu audiența respectivă. Este momentul, în stadiul ăla perfect de achiziție a produsului sau brandului vostru. Însă, nu mai dăm importanță la creativ. Și construim creativul pe genunchi. Sigur, există și situații mai puțin plăcute. Când avem, să zicem că nu suntem foarte inspirați. Astea sunt niște exemple negative, însă totuși creative. Deci ele sunt, nu e bine să faceți așa, pentru că ați putea da prin sensul pe care îl atribuiți, cum se traduce în român? Focă. Da? Focă. Salvați focile. Este o reclamă la salvați focile și dacă nu știți, persoana care e aici este Holly. Nu știți cine e Holly? Playboy
Playboy Bunny. Bun. Cum? Playboy Bunny. Am înțeles, nici tu nu știi site-ul înainte, nu? Te-am văzut, n-ai de cameră. Bun, anyway. Playboy Bunny, aici este un exemplu bun în care, într-adevăr, a fost interpretat sau s-a ajuns la o interpretare printr-o asociere negativă, o asociere incorrectă. Însă, de regulă, alurile sau creativele și conceptele sunt făcute pe genunchi. Nu dăm atenție, nu dăm importanță. Nu dăm importanță creativelor și, da, ne costă foarte mult să construim, să luăm un designer foarte bun sau un designer cu experiență ca să ne construiască un creativ. Dar gândiți-vă la toată investiția pe care noi o facem, adică o investiție minimă unui client al nostru, să zicem minimă, medie, na, nu minimă, ar fi de 10.000 de euro pe an. Evident că investești 10.000 de euro în promovare și te gândești că nu e rentabil să-ți construiești un set de bannere de remarketing specific pentru audiență feminină sau specific pentru segmentul, grupul specific de audiență pe care noi îl segmentăm. Și atunci te mulțumești cu faptul că avem tool-urile și mecanica e excelentă și putem să segmentăm audiența, însă nu construiești creativele. Nu dai importanță acolo, te zgârcești la creative. Deci, practic, următorul gând pe care vreau să vi-l transmit este să investești inițial. Deci da, investește banii ăia în creative și investește și în site. Acum, nu vreau să înțelegem greșit. Site-ul, cu cât este mai bine construit, aici câți dintre voi știți graficul ăsta? A mai fost prezentat la lumea SEO cel puțin de două ori în ultimii 5 ani. Deci, cine știe? Ok. Avem quality score. Quality score este acel identificator de valoare în ad-urile pe care, în generalized second price bidding systems, în sistemele de, în Google AdWords, parte de search. Quality score este scorul care ne spune nouă cât de relevant este anunțul pentru căutarea respectivă, pentru termenul respectiv. Nu doar ne spune cât de relevant este site-ul respectiv pentru adul respectiv, cât de relevant este adul respectiv pentru ad grupul respectiv, cât de relevant este cuvântul cheie pentru campania și pentru ad grupul în care se află. Și mai sunt câteva elemente. În special, care este relevanța cuvântului cheie căutat și a landing page-ului, a site-ului de aterizare, a site-ului către care duce anunțul nostru. E, asta e problema. Că dacă nu investiți corect într-un site bine gândit și nu vă gândiți la user experience, dacă nu vă gândiți la structură, dacă nu vă gândiți iar la cod și vă e frică de cod, atunci riscați să aveți un quality score mic datorat nu relevanței sau irelevanței sau incapacității specialistului să placeze cuvintele cheie potrivite în alt grupurile potrivite care se ducă către landing page-urile potrivite, ci culpa voastră aceea de a nu fi construit site-ul care să permită lucrul ăsta. Ne lovim adesea în portofoliul nostru de peste 80 de clienți la momentul ăsta de problema asta. Și atunci vin către voi și vă zic, ca să vă salvați banii, gândiți-vă că acest scor de calitate influențează în felul următor. Dacă ar trebui să plătim 1 euro pentru un scor de calitate 10, dacă am avea un scor de calitate 8 pentru aceeași afișare, pentru clicul luat în același moment, ar trebui să plătim 1,25 de euro. Gândiți-vă ce înseamnă asta în 10.000 de euro într-un an de zile. Nu vreau să exagerez, sigur, există medie, există variații foarte mari de cost, dar vreau să luați, să aveți în vedere acest aspect în momentul în care construiți site-urile voastre și în momentul în care investiți în construcția site-urilor voastre. Acum, nu sunt adeptul să cumperi un Ferrari ca să mergi până la Mega. Dar clar, nu sunt nici adeptul cumpărării sau achiziționării unui Golf 1 să mergi în fiecare zi de la București la Breaza. Așa că vreau să vă gândiți și la cât de mult sunteți dispuși să investiți astfel încât să se întoarcă banii respectiv la voi, dar vreau să, și să nu exagerați, evident, dar vreau să aveți în vedere acest aspect. Că e important să construiți, având în vedere toți pașii, toate investițiile ulterioare pe care le faceți. Shakespeare, sigur ați auzit de Shakespeare, avea o vorbă. Mai bine 3 ore mai devreme decât un minut prea târziu.
Asta e un, el se transformă în business în cost de oportunitate. Am ratat telefonul ăla. N-am reușit să închid clientul ăla. N-am reușit să îi explic suficient de bine. N-am reușit să-l conving. Asta e costul de oportunitate. N-am reușit să mă afișez în fața audienței pentru că nu mai aveam buget în ziua respectivă. N-am reușit să mă mai afișez în fața audienței potrivite și să convertesc pentru că tu, clientule, mi-ai spus că nu vrei să am decât buget de X care mi s-a terminat în ziua respectivă. Mi-ai stabilit un buget fix. S-a terminat bugetul? Nu s-a mai afișat? Ai pierdut oportunitatea. Ai ratat șansa să convertești. De aceea, vorba lui Shakespeare, are sens. Dacă oprești o campanie prea devreme, riști să pierzi. Dacă campania, investit în campania 30 de zile, nu 30 de zile, ai investit în campania 10 zile, dar curba de achiziție normală este la 25 de zile, 30 de zile, și abia ai început campania, dacă tu oprești campania înainte ca curba de achiziție să se maturizeze, riști să nu mai apuci să comunici a doua oară și să faci ultima achiziție pe ultimul click și să convertești clientul respectiv. Pierzi oportunitatea. Asta se întâmplă dacă oprești campania mai devreme. De ce? Pentru că te panichezi că nu a convertit până la momentul respectiv. De aceea e bine să ai în vedere un buget, nu, niciodată nu licita și niciodată nu investi mai mult decât ești dispus să pierzi. Pentru că, până la urmă, dacă discutăm de achiziții de media, trebuie să ne gândim și la faptul că avem extrem de multe criterii care sunt subiective și sunt departe de capacitatea noastră de anticipare. Și atunci ce trebuie să facem? Trebuie să riscăm. Și o să vorbesc un pic mai încolo și despre transferul ăsta de risc. Care, da, ne-ar plăcea să-l dăm mai departe, ne-ar plăcea să-l dăm la alții. Dar el rămâne, în continuare, un risc pe care noi îl asumăm. În contextul ăsta, dacă nu ești dispus să riști, ești dispus să-ți ratezi oportunități. Bineînțeles, reversul medaliei este să lași o campanie să funcționeze și să uiți de ea. Evident, nu suntem nici în paradigma aia. Dacă ai văzut că planul tău inițial e slab, e greșit, e prost, nu dă rezultat, atunci te oprești. Un project manager bun știe când să renunțe la proiectul lui, știe să dea la o parte și să spună, da, am greșit inițial. Am evaluat greșit. Nu voi atinge obiectivul cu această campanie. Și atunci opresc campania. Această campanie nu mi-a adus niciun beneficiu. Analizez în ansamblu, văd asistate, văd conversii asistate, văd view-through conversions și opresc. Adesea ne întâlnim cu situația în care nu avem un buget de teste. Sigur, noi recomandăm să existe un buget care să fie complet dispus să-l pierzi. Adică nu discutăm despre niciun return on investment. Zero return on investment. Test budget. Da? Test budget. Recomandăm un test budget tocmai pentru a fi flexibil. Pentru a nu face test. Pentru test există oricum. Și atunci vreau să nu fac test cu ceea ce oricum testez în campania ta care vreau să genereze conversii. Și atunci am nevoie de o parte din buget care să reprezinte un buget de test. În contextul ăsta, am nevoie de acest buget de pierdut. Înainte de a trece mai departe, fracționarea bugetului iar o problemă. Ai 1000 de euro, ai cel puțin 30 de zile într-o lună, mai ai și 28 sau 29, depinde dacă te prins anul cu februarie, cum e, dar ai 30 de zile într-o lună. 1000 de euro împărțit la 33,3, cu 3 în perioadă. Pentru cei mai puțin matematici. Zicem 3,34, ca să fie... Na. Am repetat asta, că eu nu sunt bun matematician, dar am repetat asta ca să știu să vă spun și să vă uit. Na. Deci, ai 33,3, da? 33,3 în 30 de zile. Și ai cel puțin 10 tipuri de campanii. Ai search, ai remarketing, ai display, ai cel puțin... La fel de multe, ai 10 tipuri de produse. Și atunci gândește-te, dacă împarți tot 33 de ăsta pe zi la numărul de produse, gândește câte campanii au ce buget. Și dacă tu ai fracționat astfel încât pe fiecare ad group, din fiecare campanie, pentru fiecare produs, pentru fiecare tip de campanie, tip de strategie, ai mai puțin decât prețul de licitație minim,
pentru afișarea pe prima pagină, pentru că sunt 12 alburi, da? 8 poziții pe prima pagină și încă 3 pe pagina a doua, rar recunoscute, adică, na, specialiștii cunosc informația asta. Și nu licitezi pentru prima pagină, vorbesc de adulți, atunci, practic, evident că e perdantă campania. Pentru că ai fracționat bugetul prea mult. Și-o spune, mai bine, fă o singură campanie, dacă ai un buget mai mic. Axează-te pe una, două, trei strategii, cât îți permite. Construiește o strategie care să-ți redistribuie bugetul consumat sau neconsumat, neabsorbit, în zilele următoare. Și da, setează accelerat livrarea anunțurilor. Pentru că dacă setezi accelerat livrarea anunțurilor, nu vei aștepta ca lucrurile să se întâmple. Se vor întâmpla atunci când se vor întâmpla, imediat cum apar. Apare nevoia, apare anunțul tău. Apare nevoia, tu participi la licitație. Și licitează. Curaj. Da? A fracționat bugetul, iar, e o metodă de a pierde bani. Nu înțelegi nimic din campanie și e greu să se întâmple lucrurile. Una din alte perspective pe care clienții le au atunci când gândesc referitor la consultanți, este că ei petrec mult pe banii lor. Petrec mult pe bani. Asta fac consultanții. Deci consultanții le iau lor bani și petrec pe banii lor. Evident, poate fi adevărat dacă avem clienți care au campanii de succes și câștigăm succes fiul de la clienții respectivi, normal că banii respectivi, o parte din banii respectivi se duc și pe distracții. Însă, ce e foarte important este să fiți drăguți cu echipa de consultanți. Să-i tratați ca și când ei fac parte din echipa voastră, din angajații voștri. Tratați echipa, fie și ea externă, la fel cum ați trata un angajat în echipa voastră. Pentru că dacă vedeți că au o problemă, încercați să identificați care e problema pe care o au. Încercați să-i ajutați pe ei ca să vă ajutați pe voi. Dar sigur, puteți să fiți în postura, eu dau banii, voi faceți cum zic eu. Dar sigur, asta nu vă ajută ca să vă atingeți obiectivele. Aveți nevoie de knowledge-ul lor. Unora le e mai greu să transmită knowledge-ul către voi. Unii poate chiar nu au la momentul respectiv răspunsul și dacă tensiune și presiune există, ei n-ar putea la momentul respectiv nici măcar să vă spună nu știu acum, dă-mi voie să mă informez. Ce? Nimeni nu știe pe toate. Vă așteptați ca echipa pe care o angajați să știe toate lucrurile, tot timpul, exact atunci când le veți? Nu există această echipă. Nu există. Și atunci, ce trebuie să evaluați în lucru pe care un lucru cu echipa și cum evaluați echipa, este exact cum evaluați proprii angajați. Ei nu știu tot timpul toate lucrurile. Nu au răspunsul la toate problemele. Însă, ei fac pe dracu în patru să găsească un răspuns. Și de-aia angajați. Și atunci, e important de asemenea să salvați timpul lor, pentru că salvând timpul lor, salvați timpul sănătos pentru campaniile voastre. Dacă voi presați echipa de consultanți în a vă face rapoarte de care nu aveți nevoie, pentru că voi nu puteți să stați în analytics să înțelegeți un dashboard și îi puneți pe ei să construiască 17.000 de rapoarte, atunci o să pierdeți. Pentru că timpul pe care ei îl petrec pe rapoarte respective e tot timpul pe care îl alocă contului vostru. Și atunci ce ați vrea? Să stea să vă facă un raport, să vă explice ce au făcut în campania respectivă sau să vă facă lucrurile respective în campania respectivă. Să aducă îmbunătățiri, să vină cu propune, să înțeleagă probleme, să analizeze, să vină cu strategii noi. Poate un training în Google Analytics ar fi o soluție pentru echipa voastră. Astfel încât să nu puneți presiune inutilă pe echipa voastră. Da? Ați înțeles? Voastră în joc de cuvinte. Bun. Am avut un workshop pe care îl recomand. Nu fugiți de taxe. Bineînțeles, putem să închidem ochii și să spunem eu nu sunt înscris în registrul operatorilor intracomunitari. Sigur, mie nu o să mi se întâmple nimic. Absolut nicio problemă. După care, după ce o să investești un an, doi, trei, patru în Google, patru în Facebook, o să realizezi că o să vină
momentul în care o să vine cineva la tine și te întrebe, ești înscris în registrul operatorului intracomunitar? Și asta nu o luați ca un sfat sau o consultanță fiscală sau contabilă. Dar dacă nu sunteți înscriși în registrul operatorilor intracomunitar, nu, chiar dacă sunteți plătitori de TVA, nu deduceți cei 24%. Trebuie să-i declarați separat și să-i plătiți. Și după care, dacă nu sunteți înscriși în registrul operatorilor intracomunitar, niciodată nu veți mai primi dreptul dacă ați încălcat dreptul ăsta. Am auzit, eu nu mă pricep. Dar am chemat un trainer, un consultant în fiscalitate și el mi-a zis asta. Chiar aici. Cristian Rădulescu la taxant. Și ne-a explicat eu cum stau lucrurile. Da, într-adevăr, legea română este subordonată legii europene în anumite situații, legea fiscală mă refer. Dar totuși, atenție cu registrul operatorilor intracomunitari, atenție cu certificatul de rezidență fiscală, nu cred că ai vrea să te trezești la sfârșitul anului că ai niște bani de dat în sensul banilor pe care i-ai achiziționat, media pe care i-ai achiziționat-o la Google sau Facebook. Am două rezidente fiscale în Irlanda. Și nu, problema cea mai mare nu este certificatul de rezidență fiscală original. Aia e rezolvată. Cereți-le ANAF-ului să vă certifice rezidența fiscală a lui Google sau Facebook. Spuneți-le lor să vă certifice când vin la voi. Ăsta e sfatul pe care l-a dat consultantul fiscal. Azi că funcționează la fel de bine. Altă sfat legat de cum vă salvați banii e dat pragurilor. De obicei există flat fee-uri cam până la bugete semnificative pe lună. Flat fee-urile aduc maxim de valoare la maxim investit în pragul respectiv, corect? Adică dacă am un prag între 0 și 1500 de euro și fiul este de 199 de euro, dau un exemplu complet random, dacă eu îți gestionez 1499 de euro, tu, clientule, vei plăti la fel de mult ca și în situația în care eu îți gestionez 199 de euro sau 100 de euro. Și atunci, întrebarea mea către clienți este, chiar ai economisit atunci când îmi spui să-ți investezi doar 1000? Că ăsta e bugetul tău? Da? Clar, nu. N-ai economisit nimic. Doar ai plătit procentual mai mult fiul. Dar și nu-i frumos, colegii mei de la vânzări să zică, băi, dar nu mai zice chestia asta. Lasă-i în pace. Da. E bine să știți. Oricum, e greu să educăm în sensul ăsta. E greu să spunem unui client, ok, hai să facem investiția ta și mai rentabilă dacă nu e. Nu se micșoră în bugetul investit. Pentru că oricum nu așa rezolvăm problema. Sigur, începem încet, ușor, pas cu pas, gradual, de la un buget mai mic, mergem la un buget mai mare, sigur, sănătos. Da? Văzând că merg lucrurile, că se întâmplă. Dar totuși, în momentul în care spunem, nu, am bugetul ăsta și el este fix la mijlocul pragurilor, te dezavantajează pentru că tu primești aceeași, primești mai puțină valoare pentru fiecare leu pe care îl investim. Și nu negociați discounturi. Am învățat asta în lucru cu mulți consultanți, și pe partea de programare, și pe partea de SEO, și pe partea de PPC, și pe partea de social media. Nu negociați discount-uri, și pe partea de training-uri. Ce trebuie să negociați este mai multă valoare adăugată. Spuneți că vreți o întâlnire în plus. Spuneți că vreți ceva în plus. Că vreți un termen de plată mai mare. Că vreți să puteți gestiona și al doilea canal, de exemplu Facebook-ul, cu un preț mai mic decât prețul standard. Asta faceți cu consultanți. Nu negociați fiurile. Pentru că consultanța e așa construită, încât dacă voi negociați fiurile, nu faceți altceva decât să vă micșorați volumul de timp sau timpul pe care consultanții îl petrec în relația cu voi. Așa o să întâmple. Așa s-a întâmplat. Bineînțeles, nimeni nu o să vă spună lucrul ăsta. Dar așa s-a întâmplat. Ăsta e the ugly truth. Majoritatea clienților noștri vor să înscrie, vor să își atingă obiectivele de vânzări, vor să facă numărul ăla de conversii, vor să înscrie. Da? Fine, în engleză sună mai interesant. Însă, ei stabilesc niște obiective rigide
În sensul că spun, vreau 10.000 de euro investiți în campania asta. Dar campania aia nu poate absorbi nici în 1500 de ani mai mult de 150 de euro pe an. Pentru că noi discutăm despre intenția utilizatorului. Discutăm despre segmente de audiență specifice. Nu discutăm despre mass market, discutăm despre segmented marketing. Și atunci când discutăm despre segmented marketing, zona pe care noi o segmentăm devine limitată. Limitată de intenții, limitată de audiență. La un moment dat se întâmplă într-o discuție, spune cineva că vrea să atingă 1.500.000 de femei însărcinate. Dintr-o campanie. Evident că nu sunt 1.500.000 de femei însărcinate. Da? Nu există. Dar aș dorea. Deci, evident că trebuie să calibrate obiectivele în funcție de ceea ce se poate întâmpla și atunci trebuie să ascultați care sunt limitările reale și să le acceptați. Sigur, dacă vreți să primiți white lies, da? Minciunerele, se poate, sau că încercăm să facem tot posibilul. Asta este un lucru pe care voi, ca și clienți, în postura de clienți, îl forțați, îl împingeți. Voi vreți să auziți asta. Din frică. Și atunci pierdeți bani. Că totul e despre cum pierdeți voi bani. Sau altfel spus, cum, dacă faceți, dacă nu faceți asta, sau dacă gândiți din perspectiva asta, câștigați bani. Sau mai bine spus, nu-i mai pierdeți. Clar, obiectivele nu trebuie bazate pe orgoliu. Vreau să fiu primul pe Google. Apropo de ce e ieftin. Nu vă zic că nu n-am voie, dar există la un moment dat în piață, în RCA ieftin, da? Altă situație, în care cineva a cerut să garanteze prin contract poziționarea pe prima poziție în Google în fața tuturor celorlalți competitori, în permanență. Exista position preference, o opțiune de acum câțiva ani, da? Unii dintre noi mai vârstă în Google Ads, o știu. Unii nu mai știu, pentru că ei n-au trebuit să o vadă vreodată. E mult înainte de interfața aceea cu Ajax, mult. Cea pe care, dar nu versiunea de acum. Versiunea de acum câteva jumătate de ani înainte. Înainte de versiunea aia, câțiva ani, era opțiunea position preference. Și spune, vreau să mă afișez pe prima poziție. Dar de fapt ce spune? Nu vreau să mă afișez pe nicio altă poziție decât pe prima poziție când sunt eligibil să mă afișez pe prima poziție. De fapt, ce spune, erau condiții de excludere a celorlalte poziții. Care e o diferență enormă. Nu te asigură că te vei poziționa prima dată, că te vei afișa pe prima poziție, ci te asigură că nu te vei afișa pe celelalte poziții. Și bineînțeles, Google s-a gândit la chestia asta și a zis, bă, hai să nu-i mai prostim, o scoate. Au scos-o. Acum ce au băgat o automatizare foarte deșteaptă. Și ce poți să faci, poți să licitezi. Dacă poziția medie scade sub o anumită valoare, poți să licitezi și mai mult. Și poți să licitezi până ca să rămâi pe prima poziție. Asta e un obiectiv câteodată bazat pe orgoliu. Sigur, dacă ai o căutare de brand, o căutare foarte specifică, care știi că îți aduce ție rezultate, sigur, și a fost probată că îți aduce rezultate, și vrei audiența respectivă, și vrei, într-adevăr, să te lupți pentru ea, atunci nu excludem varianta de a te lupta chiar pentru prima poziție, pentru termenul respectiv, în circunstanțele astea pe care le spun. Însă dacă te gândești strict la nivel de vreau să fiu în fața competitorilor pentru că eu sunt ăsta, dar tu să nu te uiți la return-ul investment neapărat, ok, să vezi termen lung. Sigur, e important și poziționarea la nivel de termen lung. Dar atunci, important, de asemenea, să iei în considerare dacă obiectivul ăla se bazează pe orgoliu sau nu. Nu fi adu primul at tot timpul. E important să îți atingi obiectivele. Dacă primul at îți atingi obiectivele, sigur, fii primul at. Dacă primul at și într-o anumită căutare, într-un anumit context, nu ți atinge obiectivul și este prea scump și face conversia să fie prea scumpă, atunci poate vei cea mai bună poziție. Totdeauna țineți finalitatea în minte. Și asta e o modalitate prin care nu pierdeți bani. Adică dacă gândiți campania în acești patru parametri sau structura campaniilor pe care le faci, în acești patru parametri, în acest ciclu de achiziție, simplist parametrizat de mine aici, și anume campanii de loyalty, campanii de conversion, campanii de consideration și campanii de awareness,
atunci veți fi în control asupra obiectivelor pe care le plasați și implicit asupra rezultatelor pe care le-ați putea obține. În contextul ăsta, dacă voi gândiți că o campanie de YouTube, in-stream, video, ads, va aduce conversii, sau este poziționată ca o campanie de conversii, atunci riscați. Unde e mai potrivit să gândiți că o campanie de remarketing pe audiența care a cumpărat în ultimul an în YouTube, in-stream, video, ads, ar putea să fie o campanie de loyalty. Da? Cine a înțeles? Ok. Rata de conversie. Două paradigme extrem de importante. Need generation și need collection. Două este chintesența comparației între digital marketing de ieri și digital marketing de azi și tot ce înseamnă PPC marketing versus display advertising. Când discutăm despre need generation, înseamnă că noi ne ducem către audiența noastră și spunem: eu știu că tu ai nevoie de asta. El face need generation. El vine la voi și vă spune. Și acum să-ți vând un pic produsul. Voi sunteți în fața unei achiziții, n-aveți o lițcaie în buzunar și vă duceți în mall. Și când vedeți, intrați în mall și vedeți la super reducere, 60% de scaun, Adidas și ea pe care voiați voi să-i cumpărați. Bă, dar n-ai niciun ban în buzunar. Și știi că ai un card de cumpărături la tine și știi că dacă îl pui de 4 ori, plătești 4 rate, plătești în 4 rate, reușești să cumperi Adidas. Faci cardul, știi sigur că nu plătești niciun leu în plus. Da? Eu înțeleg ce înseamnă frica de credite, frica de a folosi instrumente bancare. Nu le vrei, nu vrei să le folosești. Dar în momentul ăla când îți arde buza și oferta ofertă, și vrei în momentul ăla să faci achiziția aia, emoțional, impulsiv, atunci vrei ca să arăți tu bine la birea și aia, dar n-ai nici ca aia în buzunar, și nu suni pe ai tăi să le zici, dă-mi și mie niște bani, acum ai ofertă. Deci bine să ai prietenul Gold, dar bine, el aia apoi n-am înțeles exact dacă era un Gold Visa, că de la nu o să primiți. Să poate și de la, da. Dar nu, cardurile de cumpărături am impresia că nu vin în galben, nu? Da, vin și în galben, am înțeles. Ia uite, am făcut și reclamă. Deci ați înțeles, practic, când zicem need generation. Tu nici nu știi că ai nevoie de produsul meu. Eu identific că tu poate ai vrea și zic, iată. Need collection, pe de altă parte, este momentul în care eu stau ca o balenă, știi? Și tu ești plankton. Vino. Că tu vii, cauți, îți manifesti intenția, îți manifesti prin comportament, te definești ca un segment de audiență care are nevoie de produs sau serviciu. Eu stau ca balena, tu vii ca plantonul și eu hați! Asta este diferența dintre need generation și need collection. Întâi pierzi banii, în ghilimele, pe need collection și după aia te duci și vopsești porci în oranj sau în mov, ca să zici ficat și să pui porcul să primi. Campanie Draft FCB. Au câștigat? Ia, cred că e fi. Bun, deci cam asta e diferența dintre cele două paradigme. În prima, în Need Generation, ne aflăm în campaniile de display clasice, care nu targetează nici comportamental, nici contextual, nici intenție, da, interes, și campaniile de need collection sunt campaniile care vizează strict campanii de intenție, campanii de remarketing, care de fapt sunt campanii de targetare comportamentală. Și la un moment dat, un lucru de care clar trebuie să vă feriți, pentru că, da, dacă nu vă feriți, pierdeți bani. Și asta este discuția despre care, asta este concluzia seriei. Dacă nu, pierdeți bani. Mulți adesea consultanți ar putea să spună că succesul este garantat. Nu, trist este că succesul, oricât ați munci, oricât v-ați trezi la 5 dimineața și oricâte zeci de task-uri ați face, nu este garantat. Acum bine, este la fel de adevărat ca faptul că nu suntem mincinoși, știi, cu paradoxul mincinosului.
Eu nu spun minciuni. Știi? Acum, evident că succesul nu e garantat. Puteți să mă credeți sau să nu mă credeți, dar puteți să vă ridicați această problemă. E oarecum paradoxal când eu o spun, dar chiar succesul nu este garantat. Succesul, garanția succesului e de fapt un transfer de risc. Și el a vorbit despre afiliații în contextul comunității, construcției de comunitate, SEO, foarte drăguț. Transferul de risc, în cazul afiliaților, este de 100%. Transfer riscul succesului în integral către ei. Pentru că tu nu ai cost decât foarte mic cost și ce se întâmplă, se întâmplă. Sigur, acest transfer de risc 100% nu garantează succesul. Este doar un transfer de risc. În display advertising, când achiziționezi media CPM, adică pe 1000 de afișări, este riscul la tine 100% pentru că tu plătești chiar dacă dă click cineva, chiar dacă se întâmplă ceva, chiar dacă face cineva vreo conversie, chiar dacă se uită cineva la bannerul tău sau chiar dacă bannerul tău este below the fold, adică sub primul ecran. Pentru că tu plătești pentru afișarea bannerului respectiv. Și atunci, aia este transfer de risc zero. Și după care vine CPC-ul sau PPC marketing, care este între cele două. E un 50-50. Riscul e la mijloc. Adevărul e că riscul e întotdeauna la ăla care are bani. Riscul e întotdeauna la cel care face investiția. Deci cam asta este, basically, ce se întâmplă în contextul transferului de risc și a garanției succesului. Și nu, succesul nu este garantat. Cineva poate să acopere pierderea. Adică poate să spună, eu îți garantez succesul. De fapt, ce spune el în momentul în care spune, eu îți garantez succesul? Și există situații în viața noastră când se întâmplă lucrul ăsta. Zice, dacă pierd, îmi asum că plătesc eu pierderea. Atât. Nu este, nu e un statement de eu știu că tu vei avea succes cu mine, ci eu îți spun că voi acoperi pierderea. Și e bine, în anumite situații, să acceptați dealul ăsta. Mai ales în contextul în care... Acum mai e ceva. Mă opresc aici brusc și vă zic ceva. Dacă raționamentul este clar că el va avea succes și nu va rata obiectivul, atunci, de ce ar face lucrul ăla altfel dacă nu va garanta succesul? Și asta e o întrebare așa mai complicată. Și după care, dacă nu ar garanta succesul, adică dacă n-ar ști ce se întâmplă și ar face o investiție proastă și ar greși, oare ați vrea să lucrați cu acel consultant? Și o întrebare e, oare nu e mai bine să alegeți pe cineva care împarte realist de la început șansele cu voi și vă spune, păi, noi suntem un serviciu de diligență, facem tot ce ne stă în putere să rezolvăm problema, o facem împreună. Nu știm care e rezultatul, sperăm cel mai bun rezultat și facem tot posibil să aducem rezultatul ăla. Dar nu garantăm. Pentru că nu avem cum să garantăm. Acum, paradigmele sunt diferite. Voi gândiți ce vi se potrivește. Cum mai pierdeți bani? Câți dintre voi aveți campanii de brand protect în momentul ăsta? Brand pentru clienții voștri. Ok? Pentru voi, sau pentru clienții voștri. Ok? Câți aveți campanii de remarketing pe Google Display Network? Pentru voi sau pentru clienții voștri? Ok? Câți aveți campanii de Facebook? De retargeting pe Facebook? Pentru voi sau pentru clienții voștri? Ok? Restul, care n-aveți, dar aveți nevoie, pierdeți oportunități și pierdeți banii clienților voștri. Dacă n-aveți. Și revenind la vorba lui Shakespeare, și cu asta mă apropii de final, niciodată nu e prea târziu să începeți. Niciodată. Uitați ce s-a întâmplat la 65 de ani. S-a fondat KFC. Da? Uitați Craigslist, la 42 de ani. Deci niciodată nu e prea târziu. Da? Spune Ana Vital. Am vrea să vă zic o anecdotă și după aia termin. Care credeți că sunt asemănările între mine și Titi Aur? Știți cine e Titi? Cine nu știe cine e Titi Aur?
Ok, cei care nu știu cine e Titi Aur, Titi Aur este un șofer foarte bun. Un șofer, da? Bun. Ok, asemănările de mine și Titi Aur sunt următoarele. Suntem amândoi moldoveni. Dacă n-ați reușit să înțelegeți după accent, este pentru că eu sunt brăilean, iar brăila mea e Moldova. Dar după tată sunt moldovean. Și de aceea, câteodată îmi scapă un E închis, care se pronunță ca I. Amândoi avem permis de conducere, mă laud, că de ceva timp conducem împreună. Amândoi avem autoturisme. Da? Amândura ne plac mașinile japoneze, de asta am venit cu tricou cu Game Boy, aici scrie Game Boy, sau Game Boy, cum vreți. Game Boy, în japoneză. Deci ne plac amândura mașinile japoneze, tocmai ne place Suzuki și lui îi place Mitsubishi. Amândoi ajungem de la punctul A la punctul B. Da? Și eu prin 2007 am condus asta. Asta este un Mitsubishi Evo 9, pentru cei care nu știu. Mitsubishi Evo 9. De la Bulevardul Decebal până la blocul Conex. Acolo a fost, cam aia a fost totul. Și mașina accelera prea repede. Și mult prea repede ca eu să pot să bagă viteze. Deci era o nebunie. Deci a fost... Îmi trebura așa picioare că m-am dat jos și eram... Nu știam dacă e de emoții sau... Nu știam ce s-a întâmplat cu mine. A fost așa ceva incredibil. Mașina a fost vreo 35.000 și se luptă cu Porsche la bară la bară, M6, adică de la distanță. Eu nu pricep la mașini, dar am citit pe internet înainte să vă zic asta. Deci, prin 2007 am condus și eu frumusețea asta. E, de asemenea, și Titi Aur are o sensibilitate pentru astfel de mașini. Întâmplător a câștigat o competiție cu mașina aia. Tema e să acceptați ajutorul, pentru că eu vă recomand să lucrați cu profesioniști. Și acum, esența anecdotei este în felul următor. Dacă lucrați cu profesioniști, aveți cele mai puține șanse să pierdeți bani. Și zic cele mai puține șanse să pierdeți bani, pentru că așa e corect să vă spun. Pentru că dacă vă zice, sigur veți câștiga bani, aș greși, aș fi în paradigma celor care garantează. Dar aveți mai puține șanse să pierdeți bani, e paradigma corectă. De ce e paradigma corectă? Pentru că până și Titi Aur a luat locul 19 cu Mitsubishi Lancer la Production Car World Rally Championship. Acum imaginați-vă ce loc aș fi luat eu. Care nu sunt profesionist șofer. Da? Și atunci, practic, basically, mesajul e lucrați cu profesioniști. Că da, toți conducem Google AdWords și Facebook Ads. Dar, na, unii au mai multe, alții au mai puține șanse să ajungă de la unde trebuie, să-ți câștigi un campionat. Vă mulțumesc mult de tot și întrebări. Situația în care omul nu-și manifestă intenția și este o căutare contextuală care nu are o manifestare a intenției propriu-zise. Și tu te duci către el cu un mesaj similar unei campanii de display, dar doar că o faci pe search. Nu e o recomandare, pentru că dacă o faci așa, practic, tu te gândești oarecum la... Evident că dacă pe marginea situație există o parte dintre ele care nu sunt doar de lead collection și doar de lead generation. Evident că există o părticică de graniță între cele două situații. Dar dacă faci chestia asta, e posibil ca relevanța ad-ului tău în căutarea respectivă, care nu implică o lead collection per se, să fie o strategie greșită.
Adică sigur tu te-ai putea duce către... Ah, poate mă ajutați voi prin exemplu. Să zicem că sunt un brand pentru căței. Căței. Da? Și cum fac eu lead generation research? Păi asta spun. Acolo e bariera, adică spune cum faci collection, e ok, cum faci lead generation, asta era exemplu pe care îl ceream de la voi ca să vezi că există situații în care poți să faci, că nu e lead generation pe search, e lead collection pe search. Dar sunt situații în care ai lead generation. Dar situațiile alea sunt contextuale și oarecum eronate ca și strategie. Înțeleg. Deci faci practic cu interese adiacente. Da, da, da. De exemplu, uite, hai să dau un exemplu. El ești pizza. Mie îmi place să fac pizza, că am făcut eu o campanie acolo recent, vreo 2 ani, la pizza. Și nu făcea pizza, deci făcea doar pizza, știi? Și eu am zis, mâncare de prânz. Și i-am dat pizza. Dar asta e lead generation. Că el nu voia mâncare de prânz, el voia pizza. Adică nu, eu aveam pizza. Și el nu voia pizza. Eu i-am dat pizza. Și atunci am făcut lead generation. Pe search. Tadam. Da, n-am mers foarte bine campanie. Pentru că el voia pizza, adică, sigur, poți să irosești banii, dar... Dar din prezentare și-am înțeles că lead generation versus lead collection, să mergem mai mult spre lead generation. E, na. Am înțeles greșit. Sau cum? Tu ai înțeles. Am înțeles. Nu știu, cine m-a înțeles așa? Da, ai nevoie și de lead generation atunci când da. Nu există... Că nu există nimic. Trebuie să te duci pe lead generation. Da, sigur, există, tocmai asta e ideea. Există situații în care vine clientul și zice, vreau 10.000 de euro pe asigurări, de-astea, asigurări cargo, persoane juridice, asigurări cargo, persoane juridice, sau asigurări bunuri de valoare, persoane juridice. Spania. Vreau 10.000 de euro pe search. Păi stai, și scoate cuvântul asigurări? Îl punem la negative pe ăsta. Nu ai, că îți dai seama. Na. Am avut o situație de asta, nu chiar așa de complexă. Îi spunea că vrea asigurări cargo persoane juridice. Și na, adică am putut 100 de lei. Pe lună. Adică na. Asta era volumul de căutare. Adică chiar ne-am cremut noi creierile. Dar neuronul n-a putut mai mult. N-a putut. Deci da. Și dacă aveau campanie de lead generation pe TV, da. Sau bine. Sau oriunde, în alt mediu. Asta poate pe display, pe YouTube, pe video, sau oriunde ar fi fost potrivit să facă. Atunci ar fi mers. Dar ce spuneam eu despre lead collection versus lead generation, dacă trebuie să stabilești mental care este tipul de campanie sau de direcție pe care vrei să o ai. Pentru că, da, în lead collection ai niște limitări. În lead generation ai niște provocări. Provocări legate de cost, provocări legate de return on investment, unde pe lead collection ai alte provocări. Legate de volum, mainly. Chiar dacă atingi ce trebuie, tot faci o conversie pan. Și, na, zice, bă, nu-i bun, nu prea merge Google-ul ăsta. Serios? Adică, pe bune, o conversie pan, zic și eu, nu prea ți acopere costurile, nu? Păi, dar e bun return on investment-ul. Da. Dar poți să fii creativ și lead collection. Poți să fii foarte creativ. Uite, ai găsit o soluție de lead collection pe content marketing. Vine, ești din blogul Cabral și nu îi comentezi un articol. Și după ce pleci din blog, pentru că nu i-ai comentat un articol, te urmărește cu perioada de marketing și zici, băi, nu i-ai comentat în blog, da? Ia întoarce-te și comentează. N-a de aici lead collection. Că e collection. Că el nu ți-a completat. Că e dai comportamental. Ok. Nu mai vorbesc cu tine. Altă întrebare. Te rog. Adică da sau nu? De asta? Cu întrebare închisă? Dacă nu. Atunci când setezi o campanie, deja de-a lungul experienței tale, știi anume spre ce ore, zile să te duci? Sau dacă mereu testezi să vezi ce se întâmplă de-a lungul zilei? Mă gândesc că am acum să-ți răspund. Asta e da și nu? Setezi sau testezi? Setezi din
sau de exemplu, pe asigurări financiare, dacă ar fi să faci acum niște... Știi răspunsul meu pentru momentul ăsta în contextul n-aș face. Dar n-aș face de multe motive. Sunt multe motive care m-ar face să nu fac. Aș lua în considerare. O să răspuns corect. De fiecare dată proaspăt. Pentru că ce am învățat în digital marketing de atâta timp este că n-are nicio treabă potrivire. Experiența anterioară este doar o experiență asemănătoare unui studiu de anul trecut. Sigur, studiul de anul trecut e relevant. Așa, în mare. Adică, e un studiu, dar nu spune mie ce să... Nu poate să-mi prezică viitorul. Eu pot să... Dacă gândesc în bază zero și nu gândesc în bază... Deci dacă gândesc în bază anterioară și nu gândesc în bază zero, risc super mega oportunități. Dar depinde foarte mult cât de safe vreau să merg. Dacă vreau să merg foarte, foarte safe, merg pe tot timpul Pareto. 80-20. Nu stai să delimitezi 83% șanse, nu! 80, mai multe șanse, da, mai multe, mai puțin șanse, nu, da, ok, mai multe șanse, da, mergi pe campanie. Și funcționează. Pentru că dacă stai să pierzi timpul pe care îl investești în asta, să analizezi care este decizia pe care vrei să o iei, este un timp pierdut pentru altă soluție pe care ai folosit-o sau pentru pur și simplu să meargă campania și să vezi ce se întâmplă. Depinde. Pare rău. Deci nu, dar îmi pare rău că depinde. Deci îmi pare rău că depinde. Adică îmi pare chiar rău, aș vrea să existe în marketing, la fel ca în sales, la fel ca în business, la fel ca în... La fel ca știi cum? Eu am un băiețel de 5 luni. Mulțumesc. Așa. Și toată lumea ar crede, sau majoritatea oamenilor cred că lucrurile sunt albe sau negre, știi? Sigur, poți să-i dai medicamentul ăsta, dar nu poți să-i dai medicamentul ăsta. Nu! Habar n-ai. E 80-20 orice. 80-20 orice. Dar ăsta, da, dar sunt și șanse să... Și nu știi. Cam așa se întâmplă. Adică asta e realitatea în orice domeniu. Vrei sigur? Nici măcar matematica nu e sigur. Știi cum e? Nici unul plus unul nu fac doi tot timpul. Poți să facă trei. Ok, mai aveți întrebări, dacă nu, hai acasă. Că mă așteaptă pe bebe, place. A, nu dăm vinul! Gata, Adelina, te rog. Și ca să vă povestesc, Adelina... adică Denisa Bortei, Alexandra Tănase, Sanda și Radu Povsa. Și mai o sticlă de vin, îi rog să treacă pe aici, pe la mine, așa frumos, ca să mă plinesc pe sala după voi. Mulțumim sponsorilor noștri, Conversion, M-Ready, Newsman, Binescu.ro, Web Digital, două parale, și partenerilor Creative News, Gărduire.ro, Impact Hub, IQ-Ads, Profit Share, SEO Monitor, Soft Leads, Traffic.ro și Trusted.ro. Mulțumesc!